Mulțumim, Cătălin. Mulțumim, Cătălin, foarte mult. Fulge, fiul Clejoanilor, noi probleme cu legea. Fosta iubită a ajuns la poliție și a depus plângere. Vedeta susține că a fost amenințată, agresată, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu. Fulge urmează să fie chemat la audier. Mergem la Cristina Mihăilescu pentru detalii. Te ascultăm, Cristina. Bine v-am găsit, este din nou mare scandal în familia Clejoanilor, pentru că de această dată Fulgi a intrat în atenția oamenilor legii. Seara trecută fosta iubită a acestuia, Bia Khalifa, a venit aici la secția 17 de poliție și a depus o plângere pe numele lui, acuzându-l de faptul că o amenință de pe diferite conturi de socializare. De altfel, spune Bia Khalifa, Fulgi ar fi spart mai multe obiecte de valoare, precum telefonul mobil și laptopul, și din cauza lui ar fi plătit și o amendă de 500 de euro. Pentru că cei doi au fost împreună într-o vacanță în Italia, iar la plecare Fulgi ar fi uitat pe noptieră mai multe substanțe interzise. Este pe drum, din ce înțelegem conform surselor noastre în aceste momente. Fulgi va ajunge împreună cu tatăl lui Ioniță de la Clejan aici la secția 17 de poliție și este posibil să se aleagă astăzi cu un ordin de protecție, iar dacă lucrurile vor evolua, să obțină chiar și o brățară de monitorizare. Așadar, iată, spune Bia Khalifa, fosta lui iubită, faptul că se simte în pericol în acest moment. Așteptăm să ajungă Fulgi aici la secția de poliție și revenim cu mai multe informații.